I-ați văzut în ultimul timp pe Putin și Medvedev cum agită retorica nucleară? Cum se pregătesc ei în buncherile atomice? L-ați văzut pe Medvedev cum împărțea Ucraina în patru? Liovul Poloniei, Transcarpatia Ungariei, Bucovina României și, desigur, restul lor? De ce credeți că fac asta? Păi ia să vedem ce se întâmplă de fapt pe front. A început contraofensiva ucraineană? O camiau în freză. Un oficial militar ucrainean a susținut pe 25 aprilie că forțele ucrainene obțin rezultate impresionante în lupta antibaterie împotriva forțelor ruse de pe malul de est, adică în partea stângă, ocupat de râș a râului Nipru. Purtătorul de cuvânt al forțelor operaționale de sud al Ucrainei, Natalia Humenyuk. A declarat că forțele ucrainene au lovit și distrus sisteme de artilerie rusești, tankurile, vehicule blindate și sistemele de apărare aeriană. Humeliuc a adăugat că forțele ucrainene lucrează pentru a curăța prima linie de pe Malul de Est într-un mod antibaterie. Humeliuc a adăugat că forțele ruse evacuează civil din zona malului râului Nipru pentru a muta unități rusești, ceea ce simplifică operațiunile ucrainene. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, finanțatorul grupului Wagner, Evgeni Prigojin, a negat evaluarea Institutului din 22 aprilie cu privire la îmbunătățirile limitate ale relațiilor grupării Wagner cu comanda militară rusă înaintea contraofensivei ucrainene planificate. Institutul a evaluat anterior că Comanda Militară Rusă ar fi putut repara parțial relația sa tensionată cu Prigojin pentru a-l convinge pe președintele rus Vladimir Putin să oprească operațiunile ofensive înainte de contraofensiva ucraineană planificată. Institutul observase de asemenea o schimbare dramatică a naturii interacțiunilor publice ale lui Prigojin cu Ministerul Rus al Apărării și Kremlinului. Încă de la începutul lunii aprilie, Prigojin a declarat că evaluarea institutului este un fals, menționând că nu va schimba muniție pentru băieții lui, chiar și pentru prietenia cu Dumnezeu. Wow. Desgustul lui Prigojin în față de conducerea militară rusă contrazice schimbarea retoricii lui, precum și a fluxul brus de muniție de artilerie după luni de foame de obuze raportate în Bahmut. De asemenea, publicația independentă rusă Moshem Obiasnit, ceea ce înseamnă putem explica în limba rusă, a raportat că companiile lui Prigojin au câștigat o sumă record în 2022 din contractele lor cu Ministerul Rusiei în ciuda vrăjelii sale cu ministrul rus al apărării Serghei Șoigu. Deci a fost un fel de joc de ping-pong între aceștia. Prigojin a recunoscut în mod repetat cooperarea cu trupele subordonate Ministerului Apărării Rus și primește personal mobilizat pentru a-și întări flancurile. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peșcov, a confirmat că fiul său cel mare a luptat împreună cu Wagner, pe care institutul a considerat a fi o operațiune de informare pentru a repara relația sa și eventual a crește sau a demonstra loialitatea lui Prigojin față de Kremlin. Toți acești factori indică faptul că Prigojin, în ciuda pretinței sale independențe și mândrii, trebuie să-și păstreze favoarea și sprijinul Kremlinului. Mulțumesc pentru vizionare, dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la animatura.